De aproape o lună de zile, zeci de familii din satul Văcarea, comuna Dănești, au rămas fără apă după ce conducta de alimentare a înghețat. Oamenii sunt nevoiți să meargă zilnic prin frig la fântâna din sat ori pe la vecini să aducă apă cu gălețile și cu bidoanele. Avem copii, avem centrala, trebuie apă și nu avem de unde să luăm. Fântâni nu avem, cărăm cu gălețile pe la vecini, de unde putem. Și pentru copii vă trebuie apă tot timpul. Da, și tot așa încălzim la aragaz și altceva nu avem, altă soluție nu este. La primărie ați vorbit? Au venit cei de la primărie, au zis că de fapt, dar nu se vede nimic, tot înghețate. Nicoleta Dan are în întreținere doi copii și o bătrână. De câte ori are nevoie, trebuie să meargă prin vecini să ia apă pentru gătit și pentru a spăla hainele. Cărăm apă de la vecini, cât se poate, cu găleata. Spălăm la mână. Greu, aveți copii? Foarte, am doi și o bătrână. Și spălăm cu mâna. Și munciți nu și da. Și să aduceți apă acasă și să vă... Da, da, în situația în care e o fântână la 3-4 familii, adică nu poți să iei apă foarte multă, e la 20 de metri. Dar ce să facem? Asta e, dacă nu vor să vină, nu vin. De cât timp aveți asta? De mai mult de o săptămână. Și sunt în capăt de linie acolo la Troiță, care nu au de lună. Deci am ghețat pe porțiuni. Apă nu este nici la școala din localitate. Copiii nu au cu ce să se spele pe mâini și aduc apă cu sticluțele de acasă. Aveți și o școală aici, la școală e apă? Nu este, nu, clar nu este. Nu, pentru că nu are nimeni pe toată strada. Și tu ce fac copiii care merg la școală? Cum? Vin cu sticluțele în buzunar, că așa au venit de obicei. Și când merg la baie? Păi nu au, că baia e afară. Baia e afară în curte. N-au baie. Ce baie? Fără apă au rămas și doi bătrâni în vârstă de 80 de ani. Aceștia sunt nevoiți să aducă apă cu bidoanele să pună în toaletă. Oamenii spun că au stat de vorbă și cu primarul localității, însă acesta a spus că problema va fi remediată abia în primăvară. O să avem apă la primăvară. Așa i-a spus domnului inginer și da, primarul l-a sunat și a spus până la primăvară când s-o dezghețat nu o să aveți apă. Și știți cum noi la WC-ul să cărăm cu niște bidoane? Că e WC-ul, noi avem scurgere. Cu niște bidoane să cărăm apă. Noi la 80 de ani și el la 80 și 80. E normal așa ceva? Am mașină și am 20 de bidoane de câte cenite și mă duc când la unul, când la altul și iau de acolo cu mașina, duc aici. Și încep să zice, bineînțeles, altă soluție nu e. De când nu aveți apă de o săptămână? Păi, mai mult de o săptămână. Mai mult de o săptămână. Noi nu n-am fost așa de speriați. Că am crezut că rezolvă. Păi dracu, nu nicio rezolvare. La primăvară. Ați răspuns. Poți? Cărați apă cu bidonul. Absolut. Prin ger. Păi de cum? Acest lucru este confirmat și de primarul Emilian Rusu. Edilul a precizat că nu poate face nimic în acest sens pentru că nu are bani să cumpere o nouă conductă pentru a înlocui pe cea veche. Și în satul Barza și aici în Dănești sunt vreo 3-4 familii la cap de linie unde a înghețat. La ora actuală mare lucru nu putem să facem pentru că țava care este acordat fiecare familie în parte este băgată pe un alt colector care a fost înainte de 110 și actuala de 75 este băgată pe cealaltă. Am încercat în Barza, am decupat vreo 2 metri, dar îs dopuri de gheață pe mai multe locuri, nu știm unde. Asta ar însemna ca toată conducta pe distanță de un kilometru și ceva să o facem bucățele. Deci până acum n-a înghețat datorită faptului că îi umblă la linia principală, că n-au, când n-au câte o defecțiune, în loc să ne anunce pe noi, să duc și sapă acolo, este robinet. Acolo închid robinetul și tot așa s-a întâmplat, au închis robinetul și au lăsat când a fost gerul puternic și a înghețat. Gheața a luat-o pe colector și într-o parte și în alta. Conducta de apă este înghețată pe o porțiune de peste 200 de metri.